Creatori între sacru și profan. Bună seara și bine v-am regăsit la Creatori între sacru și profan. Nu știu dacă ați auzit de Noua Republică, dar cred că numele lui Mihail Neamțu vă este cunoscut. Eseist cu câteva volume publicate, doctor în teologie la Oxford și de curând om politic, Mihail Neamțu și-a propus înființarea unui nou partid care se află deocamdată în faza strângerii de semnături. El este unul dintre tinerii, foarte puțin cei drept, care s-au întors în țară după studiile făcute în străinătate. În ediția de astăzi îmi propun să aflu ce l-a determinat să abandoneze masa de scris și postul de funcționar public de rang înalt pentru aventura civică a înființării unui nou partid. Îi spun așadar bună seara și bun venit alături de noi în studio. Bună seara! Domnule Mihai Neamțu, avem deja o republică, de ce ne mai trebuie încă una? Pentru că cea pe care o avem este învechită, pentru că cea pe care o avem nu slujește cetățeanul, pentru că cea pe care o avem nu face deschisă uh, piața în care cetățenii ar trebui să se întâlnească, să dezbată și să decidă. Pentru că avem o republică în care există imunități, pe de-o parte, pentru cei puțini și foarte multe poveri pentru cei mulți. Pentru că avem o republică care nu-ți permite să faci un referendum pentru forma de guvernământ. Pentru că avem o republică care nu e deschisă românilor din afară, din diaspora. Pentru că avem o republică care nu reglementează bine raportul puterilor din stat, cea legislativă, executivă și judecătorească. Pentru că avem o republică unde magistrații nu asumă răspunderi pentru ceea ce decid cu viețile noastre. Pentru că avem o republică infirmă, moștenită, iertați-mă că sunt foarte direct, venite direct, de fapt, de sub mantaul lui Ion Iliescu și al lui Antonio Iorgovan, oameni care s-au școlit mai degrabă la Moscova decât la Școala Constituționalismului Nord-American sau la Școala Anglosaxonă a Britanicilor, care au dat formule constituționale demne de urmat. Dumneavoastră veniți de acolo, din vest, acolo v-ați completat studiile, pentru că le-ați început aici. Ce vreți să aduceți? Mi-ați menționat o avalanșă de, de tare, de probleme. Concret, ce propuneți? Simplu spus, ar trebui, ca și în România, să facem sinteza între înțelepciunea tradiției și inteligența modernității. Din punct de vedere al proiectului instituțional, totul e de făcut în țara noastră, totul e de schimbat, totul e de amenajat, așa încât, ceea ce trebuie să rămână până la urmă imperativul oricărui proiect politic, așa încât cetățeanul, subliniez cetățeanul, care face parte dintr-o comunitate cu memorie și destin istoric, să fie el principalul beneficiar al acțiunilor statale și nu un grup de interese. Deocamdată însă, în România, mă tem, cetățeanul e pe ultimul loc. El nu este slujit, cu adevărat, de miniștri și cuvântul ministru Anistreo nu înseamnă exact asta, e cel care slujește, cel care într-un fel ar trebui să asume condiția îngerului, dacă ne gândim chiar la un Sal, nu? Din păcate la noi, cum se spun, puterea nu are un înger al slujirii. Mai degrabă la noi puterea este sub demonul acaparării, sub demonul concupiscenței și al avariției, este adesea o putere lipsită de Dumnezeu și lipsită de orice respect față de demnitatea persoanei umane. Și cred că nouă ne trebuie o arhitectură statală în care cetățeanul își recapătă demnitatea funciară, constitutivă și în care comunitatea, îmi vine să spun poporul, da? poate decide el, prin suveranitatea care aparține, cine îl conduce, pentru cât timp, și în ce sens? Domnule Mihai Neamțu, toată problema în România stă, zic eu, la rădăcina partidelor. Modul în care ele sunt înființate și finanțate. Există o grupare de oameni, transpartinică, în măsură să financeze orice partid mai nou sau mai vechi. Ulterior, aceiași oameni sunt conectați la contractele foarte grase. Ale statului. Cum tăiați, dumneavoastră, nodul acesta gordian? Cum o să vă finanțați? E foarte bine că puneți întrebarea atât de aproape, pentru că în fiecare zi mă gândesc la această chestiune a finanțării corecte, cinstite a unei mișcări civice. Până la urmă, noi suntem niște oameni, și când spun noi, mă refer la mii și zeci de mii de prieteni ai noi Republici, care poate acum ne și ascultă zeci de mii de prieteni din toată țara, dar și din diaspora, care au aderat la un manifest. Aș începe prin a spune acest lucru. Căldura lor umană, competența lor profesională, inteligența lor pe care o varsă prin tot soiul de documente, comentarii și așa mai departe, e deja un început. Există milioane de vine să spun oameni care nu se simt reprezentați de mediocritatea pe care o îmbrățișează atât Parlamentul cât și Guvernul, cât uneori și puterea judecătorească. Și deci, Noua Republică are această pretenție de a fi un rezervor de, de profesionalism. Dar asta nu, nu este suficient și mă apropii de chestiunea banilor. Pentru că faptul că avem oameni, faptul că avem idei, faptul că avem uh, proceduri nu e suficient. Proceduri transparente, proceduri care implică uh, selecția cadrelor, care exclud impostorii și oamenii certați cu legea nu, din, din organizația noastră, e minunat că le avem pe toate acestea. Dar îți trebuie resursă materială, îți trebuie bani, îți trebuie logistică. Da. Ai nevoie de publicitate, trebuie să te faci cunoscut. Bun. Cum facem? Cum facem să obținem această, acest sprijin? Cum faceți să inventați, să reinventați, de fapt, finanțarea unui partid? De aici au plecat toate, și aici cred că s-au și infundat, pentru că ulterior au fost parazitate de inși care urmăreau altceva decât cred, slujirea poporului. Eu cred că trebuie să reinventăm generozitatea. Și dacă facem un pas mai în adâncul problemei. Trebuie să ne gândim de ce nu există generozitate. Păi nu există din două motive. Generozitate, atunci când ea nu există, nu numai în România, peste tot. Fie pentru că nu există încredere, nu poți să dai bani pe mâna cuiva fără să știi că acel cineva, acel, acel domn sau cea doamnă, va cheltui corect suma pe care îi oferi. Deci, încrederea este un prim element care nu mai există astăzi în politica românească. Și al doilea lucru pe care trebuie să-l regenerăm este prosperitatea. Firește, cu cât. O țară e mai prosperă cu atât mai mulți bani se pot strânge pentru cauze nobile. De la hospisul Casa Speranței din Brașov până la uh, Noua Republică. Noi primim deocamdată donații și cotizații pe o asociație numită Asociația Noua Republică și spunem foarte clar, suta ta valorează mai mult decât milionul lor. Un leu pentru un ateneu al politicii uh, îmi vine să adaug. Cred că până la urmă va fi un test decisiv anul acesta dacă noi vom putea pune în fața unor oameni generoși, repet și poate și prosperi un produs, de data asta credibil, demn de a fi luat în seamă și vine să spun încă un lucru dacă îmi permiteți încă o imagine Vă rog Noua Republică mie mi se pare că este ca o băutură ca o apă de izvor extrasă din adâncimile pământului venită dintr-o pânză fratică pură micro, microbiologic vorbind este, este, deci, o apă pe care vrei să o oferi unui cetățean dar dacă e obișnuit de vreo 22 de ani să bea fie un tip de cola sau alt tip de cola. Uh -huh. Amândouă sunt distrugătoare, Dar am 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 două sunt addictive. Amândouă sunt adictive. Amândouă sunt adictive, creează dependență, amândouă au zahăr și, deci, creează obezitate, amândouă nu-ți setea, ci îți provoacă setea. Și, totuși, oamenii s-au obișnuit să bea o pseudo uh, băutură pentru că ignoră ceea ce există undeva în adâncuri. Noi venim și spunem valorile noastre, patrimoniul de idei, tradiția de la care ne revendicăm, toate astea compun uh, substanța noii republici, a proiectului nostru, care merită îmbuteliată ca să termin cu această imagine. Da? Există apa, oamenii sunt acolo, ideile plutesc prin aer, generozitatea și entuziasmul sunt mereu prezente la orice adunare nouă a Republică. Trebuie doar să găsim oamenii care spun ok, vreau să îmbuteliez acest produs, să-l pun pe raft, așa încât el să fie disponibil, chiar și pentru cetățeanul turmentat, fiindcă îl vom trezi cu apa vie, în noiembrie 2012. O să aveți transparență a fundurilor pe care Avem le deja. aveți și a cheltuielilor? Avem deja. Deci o să le vadă lumea postate undeva pe internet, pentru că mă gândesc că e calea cea mai ieftină da, și rapidă? Da, firește. Am mai făcut-o și alții și noi ne bucurăm că există un precedent în Europa de Est. Mișcarea TOP09, tradiții și responsabilitate din Cehia, condusă de Karel Schwarzenberg, care este un aristocrat respectat și fost ministru de externe, a câștigat 18% pentru că a asumat această transparență. Noi tot ceea ce am primit până acum, în contul nostru bancar, am pus pe site în termen de uh, atât cheltuiel cât și de venituri. Deci vă pot spune doar atât că deocamdată cheltuielile sunt mult mai mari decât donațiile primite și aș mai adăuga un lucru ca să ca să lămuresc uh, tabloul ăsta al, uh, al uh, generozității. Uh, noi nu primim la noua republică doar bani, deși sunt mult uh, doriți și aceștia sau sunt absolut necesari. Noi primim lucruri minunate. Primim sedii de la oameni care spun am o cameră, am o casă, pot pune la dispoziție două camere și o baie și o bucătărie. Sunt oameni care spun am o mașină pe care vă pot pune la dispoziție pentru campania electorală. Hmm. Și lucrurile astea s-au întâmplat. Alții vin și spun am un laptop pe care vi-l pot oferi. Alții vin și spun am, nu știu, un card de telefonie mobilă. Și așa mai departe. Aceste forme de generozitate contează la fel de mult. Și vă spun încă un lucru. Mulți au spus, domne, nu are rost să te apuși de un nou partid până nu ai banii deja într-un cont. Asta înseamnă deja acceptarea status quo-ului. Adică, treptate. Aici a fost problema, cred eu, în ultimii uh, 20 de ani. Și aici au reușit democrațiile occidentale, măcar în parte, cu anumite mișcări politice. Faptul că i-au implicat foarte mult pe cetățeni în campania electorală și donațiile lor transparente. Obama, știm foarte bine, președintele Obama a câștigat, cred că, câteva sute de milioane în primele luni ale campaniei din 2008 de la oameni care au donat 20 de euro, care au donat 20 de uh, dolari, iertați-mă, sau mai puțin chiar. Această, această forță pe care o reprezintă ma, majoritatea tăcută A celor decenți și generoși Este o forță pe care ar trebui să o descoperim și noi în țara asta um, Și asta, cu atât mai mult cu cât, Noua Republică Vă rog să observați Deși este populată de minți briliante De uh, oameni cinstiți uh, și foarte, foarte inimoși uh, Ea nu, are, nu se bucură de un exces de, 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 supra, de, de, de expunere mediatică nu avem o televiziune, nici măcar a poporului de partea noastră, nu avem o televiziune publică de partea noastră, nu avem în genere parte de un partipri cu vreun mogul sau altul. Din și atunci... Putrivă. Și, atunci, Domnule, și atunci ar trebui spus. Și atunci ce? Atunci ajungem la cei care ne ascultă acum, sper că unii se uită chiar, sau ne ascultă chiar pe internet, ajungem prin alte metode. Ajungem prin Facebook, ajungem prin social media, ajungem pe internet, ajungem de la om la om, de la poartă la poartă, door to door și cred că această experiență este în sine remarcabilă, pentru că, să nu ascundem, dacă am studiat teologia, există niște lecții în mm -hmm. istoria creștinismului primar. Cum să spun eu, nimic nu este mai important decât mărturia personală. Nu poți totuși să... altceva este să-l vezi, să vezi pe un om vorbind din spatele ecranului fardat, bine pregătit de consilier care îți m-a trimit câte un SMS și îți spun îndreaptă-ți spatele, zâmbește acum, fii mai puțin agresiv sau din potrivă, trage una și asta e un tip de totuși experiență artificială și cu totul altceva este să-l întâlnești pe cetățean acolo unde el se adună cu ceilalți, nu știu, într-o piață, pe stradă și așa mai departe. Domnule Mihail Neamțu, vorbiți destul de des de valori și de tradiție. Ce valori aveți în spatele acestei mișcări? Și ce tradiție. Pentru că sunteți nou-nouți. Păi bineînțeles, dar uh, sunt un, uh, vine să spun, un uh, paleoconservator și un neorepublican. Uh, sunt un om care simte că esențialul s-a spus înaintea mea și a dumneavoastră, domnule Curte, <laughs> nu e nimic remarcabil spus de umanitatea asta în ultimii uh, 20 de ani, dacă ei se luăm pe ăștia, uh, în sensul înțelepciunii vieții. Haideți să recunoaștem, noi nu suntem decât note de subsol la marile opere care s-au scris de-a lungul istoriei și sunt vreo 2500 de ani care au marcat Europa într-un mod decisiv. Pe scurt, suntem o, 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 o tradiție politică care se inspiră din sinteza între Atena, ca să luăm cronologic spațiul unde s-a născut Sofia, înțelepciunea filozofilor, între Atena, Ierusalim și Roma. Este Atena filozofilor, este Roma juriștilor și este Ierusalimul contemplativilor, a celor care știu să se roage. Dacă am putea face lucrul ăsta, adică dacă am putea să ne tragem seva, spiritual vorbind, din această tradiție, n-ar fi puțin lucru și mulți de la Noua Republică, nu spun că toți, dar foarte mulți, se revendică de la una dintre aceste tradiții sau chiar de la toate la un loc. Deci, valorile sunt civilizația iudeocreștină și cultura greco-romană. Avem nevoie, pe de-o parte, de. Virtuțile tradiției biblice, și pe de altă parte, avem nevoie de inteligența, de iscusința, de, aș spune, aplicarea procedurală a latinilor și a grecilor, care au dat foarte multe umanității. Așa încât, până și pictorii de la Moldoviță nu s-au obținut să nu-i reprezinte.